În perioada 12 august-9 septembrie, pe strada Gheorghe Adam se vor executa lucrări la rețeaua de apă și canalizare Timișoara Nord, lot 2. În aceste condiții, liniile de tramvai 1, 2 și 5 vor circula de viat pe traseul Piața Traian, Piața Badea Cârțean, Gara de Est, cu întoarcere în bucla de la Gara de Est. Celelalte mijloace de transport în comun care au trasee pe strada Gheorghe Adam vor circula conform restricțiilor de circulație semnalizate în zonă. De asemenea, STPT va introduce un autobuz al alternativ care va circula sub denumirea de linia 2B. Plecările de la capetele de linie și intervalele de circulație pentru linia 2B vor fi disponibile pe site-ul oficial al STPT, secțiunea Orare.